Măritori creștini, Hristos a înviat. Ne-a învrednicit Dumnezeu și în anul acesta, ca în plină primăvară, să întâmpinăm ziua învierii, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, s-a făcut om. A fost răstignit pentru noi, a murit, a stat în mormânt, dar a treia zi a înviat ca un biruitor. Nici o realitate din lumea aceasta nu este pe atât de deplin dovedită cum este adevărul învierii lui Hristos, piatra fundamentală a religiei creștine. Noi creștinii ne bucurăm că este cu noi Domnul înviat în această vale a plângerii. Și suntem încredințați că El rămâne cu noi. Dacă ne alipim de El și trăim pe acest pământ ca fii ai luminii și fii ai învierii. Însă a fi creștin nu înseamnă a trece prin viață călcând numai pe petale de trandafiri. Suntem supuși la boli, accidente și tragedii. Avem de-a face cu conflicte spirituale cauzate de diavolul. Trebuie să luptăm împotriva tendințelor noastre păcătoase, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, adică hedonismul sau desfrânarea, lăcomia și materialismul,